Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la Game On! Invitatul nostru de astăzi este un fost basketbalist de performanță, deținătorul unui club de basket pentru copii, unde este și antrenor, fost organizator pentru Federația Română de Basket pe Preiente la nivel juvenil, antrenor de fitness și antreprenor de succes. Și nu numai asta, deținător al cel mai bune freze din toată Europa de Est. Bine ai venit, ardeleanu Alexandru! Bine v-am găsit! O mică mențiune este ardelean Alexandru, nu ardelean nu Alexandru. Sincer, m-aș fi așteptat să știi chestia asta. Așa este. Și de altfel mi-ai spus chestia asta data trecută când ne-am văzut. Scuzele mele. Chiar când a fost ultima oară când Acum ne-am văzut? Câteva ore când ne-am uitat în oglindă. Da, așa este. Timpul trece când te distrezi. Da, ceva de genul ăsta. Auzi, te deranjează dacă ne dăm jos masca? Adică dacă am eu COVID, teoretic ai și tu? Să spunem că da, suntem în proximitate mare. Da. Haideți să intrăm în pâine. Ce te-a făcut să te apuci de basket și de ce basketul dintre toate sporturile pe care puteai să le alegi? M-am apucat la vârsta de 11 ani. Am fost abordat de un antrenor, prieten al tatălui meu. Tatăl de altfel basketbalist de performanță la rândul lui, multiplu campion național și legenda basketului românesc, premiat. Și atunci să spunem că basketul a venit firesc în cazul meu. Iar în ceea ce presupune ce mi-a plăcut și lucrurile care, să zic așa, au fost cel mai fun, din punctul meu de vedere, la început nu am știut de ce îmi place atât de mult, dar cred că se leagă foarte mult de apartenența la un grup. În momentul în care eram bun și reușeam ceva, nu numai că simțeam sentimentul competitiv că iese din mine și că ajung la un alt nivel de performanță, dar inclusiv din partea colegilor, prietenilor mei, primeam acceptare, un grup, uneori înțelegere, uneori poate chiar și admirație. Și asta m-a atras foarte mult, contextul ăsta social m-a atras foarte mult să fac basket de performanță. Am înțeles că ai jucat și în Statele Unite. Care sunt diferențele pe care le-ai observat între basketul românesc și ce se joacă în America? Păi presupun că știi la fel de bine ca mine că șocul a fost destul de mare, mai ales la început. Diferența este astronomică, dar mai ales datorită faptului că în state basketul este o industrie de sute de milioane de dolari, poate chiar mai mult. Și atunci totul este, cum spun eu, streamlined pentru a scoate jucători pe bandă rulantă, pentru a scoate jucători de o performanță cât mai înaltă. De altfel, diferența mai este inclusiv faptul că baza de jucători este foarte mare, bineînțeles strict legată nu numai de cât de practicat este basketul prin rândul americanilor, dar inclusiv datorită populației mult mai numeroase. Și în ceea ce privește câteva din diferențele pe care le-am observat, au fost, din punctul meu de vedere, abordarea față de acest sport. Se vedea ca o profesie viabilă, oamenii încercau la fiecare nivel să se dezvolte, și nu văzusem un grad de profesionalism atât de mare în România înainte să mă duc acolo. Ok, o întrebare rapidă. Michael Jordan sau Kobe Bryant? Greu de răspuns. Creierul îmi spune Michael Jordan, inima îmi spune Kobe Bryant. E una din discuțiile care poate merge la nesfârșit și aici părerile sunt împărțite. Dacă o e să o iei așa, de la generație la generație consider că basketul progresează. Și atunci consider că jucătorii de astăzi au un bagaj de cunoștințe mult mai dezvoltat față de jucătorii din anii precedenți, însă era un sport mai de contact, era un sport în care conta mult mai mult, să zic, tăria pe care o aveai, nu că i-ar fi lipsit acest lucru lui Kobe, însă cred că respectul trebuie cuvenit pentru cei care dezvoltă cel mai mult basketul, și atunci eu consider că Michael Jordan va fi întotdeauna în ochii multora cel mai bun jucător de basket datorită faptului că el este cel care a dezvoltat atât de mult comparativ cu contemporanii lui basketul. Adică consider că Jordan a impactat mult mai mult sportul în nivelul în care era față de Kobe. Asta e doar o părere personală, dar exact așa cum a spus inima, Kobe Bryant all the way.
Ok. Însă, după toate cele pe care le-am vorbit, mă surprinde faptul că la vârsta de 24 de ani ai ales până la urmă să te lași de basket. Pentru o persoană care clar iubește sportul atât de mult, care a fost până la urmă motivul pentru care te-ai lăsat la o vârstă atât de tânără până la urmă? Pare că încă mai poți să joci. Ești un scump și îți mulțumesc. De altfel, asemenea, să fiu sincer, nu m-am lăsat la vârsta de 24 de ani. Mental, m-am lăsat la vârsta de 21 de ani. Când, după o accidentare, am descoperit cu stupoare că nu mai venea nici respectul, nici aplauzele și nu mai veneau nici banii, mai ales în perioada în care eram accidentat. Erau alte vremuri în dezvoltarea basketului, la vârsta respectivă. Și atunci mi-am dat seama că ar trebui să mă reprofilez și că dacă depun genul de efort pe care îl depuneam în basket, în alte domenii, pentru a mă dezvolta, voi ajunge cu siguranță performer pe alte domenii. Iar în ceea ce privește țelul pe care l-am avut din acel punct, a fost să mă asigur că alți jucători nu trec prin aceeași poveste pe care am avut-o și eu și că își pot continua cariera, că se bucură de o educație basketbalistică și nu numai, și de viață, din partea antrenorilor și că au o structură pe care să se dezvolte la cel mai înalt nivel. Vreau să spun că sunt de acord cu tot ce ai spus până în momentul acesta. Eu nu îți urez succes în absolut toate proiectele pe care ți le propui. Sincer, îți simt pumnii și cred în tine. Ar fi culmea să nu. Și spun sincer, fără să crezi tu în mine, nu știu dacă aș fi ajuns în punctul în care sunt. Mai emoționat asta un pic. Au dat cu lacrimogene pe aici. Îți mulțumesc și eu. Un hug? Ceva? Poate altă dată. Într-un alt loc. Într-un alt timp. Acestea fiind spuse, vă mulțumim că ați fost alături de noi până în acest moment. Eu am fost Ardelean Alexandru. Și eu. Și până data viitoare, rămâneți fresh.